plan here, and Kenny wants it all. He's got four kills. Salutare și bine am regăsit la seria voastră preferată. Bine v-am regăsit la un nou videoclip de reacție. Boys, astăzi o să reacționăm la Kenny sau legenda CSGO-ului, dar înainte de chestia asta o să vă răpesc un minut pentru a vă arăta o campanie super tare din care puteți câștiga un stream kit, așadar dacă vreți să deveniți streamer și să treceți la următorul nivel din punct de vedere al calității, vă recomand să uitați la următorul minut, după care trecem rapid la clip, boys. Probabil mulți dintre voi știți deja că eu folosesc foarte multe periferice wireless, după cum observați am căști wireless, am mouse wireless, așadar vă introduc în campania fearless. Trebuie să descărcați un stream kit pe care o să-l găsiți undeva aici jos, descarcă kit. Acest kit, practic, după cum vedeți aici pe ecran, o să aveți un fel de grafică specială cu anumite chestii de la Fearless, de la Logitech, pe care trebuie să le puneți pe ecran și să înregistrați un clip. După ce faceți chestia asta, trebuie să intrați aici undeva în partea dreaptă, după cum observați, și să participați cu videoclipul vostru. Ideea este că acel clip trebuie postat ori pe YouTube, ori pe Twitch, ori pe Facebook, ori unde aveți voi, să spunem așa, o comunitate foarte mare, poate sunt și alte mijloace de streaming. Și pe lângă chestia asta, în cazul în care vă scrieți la concurs, nu uitați că vă bateți pentru marele premiu, adică un streamer kit, boys. Adică avem un microfon Blue Yeti, avem un stream cam de la Logitech, avem o tastatură G915 wireless de asemenea, un G502 wireless de asemenea și o pereche de cărți G533. Toate chestiile astea le pot câștiga persoanele care se înscriu la acest concurs. O să vă las din cum descriere, se numește fearless-lightspeed.ro. Let's go la clip. Sper mult clipurile celor de la The Score Esports, mi se pare că le fac super bine și de obicei au super faze în toate clipurile. Să vedem aici, Kenny S 1 vs 2. A tipă Stipe și a luat căștile, a luat căștile și le-a pus așa jos. Mamă! Mamă, n-am mai văzut faza asta de ani de zile și tot mi se pare dureroasă, mi se pare super painful. Hai să vedem, the best of Kenny S. Harta veche, Inferno, 1 vs 3 vs Luminosity, băiți brasilieni! Mamă, ce le-a tras la știu de aici, 1 vs 1 cu Colt. Mamă, ce... Super greu să trage așa din spate. Super greu așa, 1 la 3 aici, 2 la 3 de fapt. Oh my god, Kenny gets an incredible kill against Sixer. I didn't even see the flick he hits that shot somehow. Sometimes. And it's another round for G2. Mamă, nu știu, mi se pare incredibil cum e băiatul ăsta. Ce pic a avut, ce pic a avut Kenny. Nu știu dacă există vreun sniper să fie mai... Oh, ne ferește. Bă, există vreun sniper să fie avut un pic de ăsta mai mare. Acest băiețel numit Kenny S. Mamă, cât de talentat poate să fie. Cât de talentat e real așa ceva. Magic stick-ului. Mamă, dacă... Cât de rare sunt astea, nu vine să cred. Aici, aici. Uite, prin ferete, te-ai dus, Carrigan. Ia mă, Carrigan ăsta iar e coșmarul. Îl visa pe Kenny S, 100% îl visa. Mamă, aici era de când mergea să tragi ca BP-ul prin ferete. Aaa, mă, ce faze. Bine, ce-au făcut nipa aici a terminat. Fuck, faze din Source. De ce le trăgeau pe Source? Mamă, urâșo. Mamă, chat, să scrieți cum mi se pare mie. Mi se pare, mamă, ce joc urât. Se întrebau băiți de ce n-a reușit jocul ăsta. Păi 1-6 e fiță pe lângă ăsta. Mamă, ce joc urât. Bine, le trăgea Kenny, uite și tot ce le trăgea aici. Mamă, cum mor băieții. Uitați-vă cum se vede când mor. N-am înțeles nimic, ai zis ce am omorât, nu știu ce am tras. Uite-l ce mic era. Mamă, Kenny, bonjour, bonjour. Mamă, ce joc urât, bă, nu cred, mă, ca și ce... Se juca în Franța, mă, în Franța era super jucat Sorsu. Se juca rău de tot Sorsu, nu știu. Bine, era marfă, parcă uite chestia asta de smoke. Se pare că a fost perluată la Sorsu. Bă, cum era harta asta, că a fost și la început, bă, ce se go parcă. Mamă, de când n-am mai văzut harta asta. Au făcut ei un revamp și au făcut o super albă, o chestie de genul. Mamă, dar le trage, mă, și pe ce Sorsu, dar nu se joacă cu it, știi, alergă parcă. Let's go, Kenny. Let's go. Vrem altceva, hartă nouă, fase noi. Let's go. Oh, that is fast. Mamă, ce flick of the wrist. Flick of the wrist, e la Dreamhack. Uita că e la Dreamhack-ul nostru, la Cluj. Ia să-i 1 la 3, Kenny, 1 la 3, Kenny. 1 la 4 era, de fapt, l-am urut pe Kvick ăsta. Mamă, ce surpriză a făcut Kubu concursul ăsta. Face, mă? Era orb, mă, era orb, am. Era orb, am uitat de animație. Era orb. 1 la 1, dar nu știu care timp. Mamă, nu cred că a fugit la limită.
Kenny. Mai nou un item on this. Gol. Mamă, și că a avut e tras direct prin spate pe alea. No, 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 trei HP. Trei HP. Au, da, nice. Up close. Mai, e tank, este bun. Când e pic, e pic, când e pic, e pic, când e pic, e pic, e pic, e de trage. Cred că un comentat francez zice, mamă, știu cu smoke ăsta aici, că a făcut highlight cu smoke ăsta greșit. Omule, trage, când e pic, n-ai ce să zici, este bun, n-ai ce să zici. Și acum, oricum, e în revenire de formă din ce am văzut. Untru... Ce ați vorbește francez, îți termină un pic gura când vorbești. Ia să trebuie, știi cu arma, știi cu arma? Mă, ce cu highlight-ul ăsta și s-a terminat? Mamă, Cobblestone, era tătic pe Cobblestone. Era tătic pe Cobblestone, Kenyas. Am crezut că-i trage și pe ăsta, aia tras. Mamă, da, pe Cobblestone era harta lui, era harta de sniper grav că e Cobblestone-ul. Ia să vedem, la Ealing. La Ealing, ia să vedem. Ia să vedem. Gheota. Gheota. Uuuu. A dat o calumea cu ei acum. Zic că mă știu că pe mici vinca, așa stea cu ei pe bătaie pe jumate. N-aveam nicio treabă, ești de mult contact, era mici de pro. Trage pe-n gaură aia de acolo, nu, ia cu pic normal, încă se trage prin textura aia pe acolo. Gură de pește. Gură de pește, ia să vedem. Mamă, le trage, mă, le trage, rod tot. Mamă, nu știu cum se mișcă. A terminat, a terminat. Ia să vedem, o armă aici. S-a tras un pic aici. Ia să vedem, un frac 5-7 deja, de la bus de acolo. De la bus de acolo i-a tras. Mamă, încă un băiat. Mamă, i-o moră pe toți cu 5-7. Bă... Vionez. N-a fost așa spectaculoasă faza asta, că au tras mult ai lui în el, adică a zis că la toți a luat assist. Cred că le-a prins două, trei gloanțe așa, dar au băgat prost fanatic acolo, nu știu, nu e... Ma, ia vezi aici. Nu știu că eu moară pe toți, știu bun că nebunesc. Nu cred mă că eu moară pe toți. Mamă, i-a tras direct. Mamă, dacă nu-i tot ce a flash-ul ăsta, dar ce, i-a tras lui Lecor ăla din recul? A tras pe la bam bam și recul direct. From the wrong position, he's going to go for more spot on the head. There it is. That's sick and shocks with one more. G2 on the verge of turning this. It's ridiculous, isn't it? Steel now. Oh my god, heads are rolling and it's Kenny S. Mamă, ce deadly. Vor să ne carta lui Mucei. Fii atent. Kenny S and Apex finding Henny is the main plan here. Kenny wants it all. He's got four kills. He's going to push on through. Kenny's found him and now it's all on Guardian. Will he try and hold the orb? He gets the shot on Twain. Mamă, Kenny S, Guardian aici, doar ești cald. Doar ei, nu se știa, nu se știa all sniper. Nu se știa all sniper. Mamă, mamă. Dacă țit, asta este. Asta este, n-am un chef doar. Mamă, e pește aici, bă, toți ea. Pește, tot pește. Mamă, ce a tras, uite-n schela. Mai aia, foarte bun. Câte am înțeles, sunt momente în care nu e chiar așa happy Kenny. Mare, uite cum i-a tras, uite bun, uite cum i-a tras, n-a poftim. N-a poftim. E cum, să nu dați copul în monitor, nu este vina lor. Nerf, era un pic de nerf. Un pic de nerf. Sin, mare sin, i-a dat sin aici lui Schmitz. I-a dat sin aici lui Schmitz. Mare sin i-a dat lui Schmitz aici. Sin, trimite sin. Hai de mă, Kinis, că a pus stadion. A pus stadion nici de mâine auto. Ce-a pus gata aici? Bine, ce-a pus gata. Bine, copă, da, da, bine, copă. Ce-a pus un chiral lumea acolo. Mă, dacă cineva a văzut unde s-a dus prima mână care l-a atins pe Kinis, să lase în comentarii. Dacă cineva a văzut asta, să lase în comentarii. Ei, e și greu Kenny ăsta, îl țin toți copiii ăștia lejer, ești bun. Lejer, la cât de ușor e. La cât de ușor e, lejer. Deci ăsta este, astea sunt chestii prezente într-un best of Kenny ăsta. Deci astea sunt practic highlight-urile carierei lui, că s-a aruncat peste persoane. Ia ce zic. Want to face North because they are really cocky and we want to show them that winning an event doesn't mean anything at CS. Mamă, în perioada asta North, North de care Kenny zice că sufereau, jucau bine. Nowadays North sunt jale. Jale acum North nowadays, boys.
Asta a fost Best of Kenies. Nu v-am impus niciun număr de like-uri. Vă mulțumesc foarte mult dacă v-ați uitat până aici. Dacă vreți să apăsați pe butonul like, subscribe, să mă urmăriți pe Instagram jasti.tv. Vă urez o săptămână frumoasă în continuare. Voi să nu uitați că săptămâna aceasta este săptămâna comunității, nici cum numai cu membrii și numai cu abonații. Vă aștept în fiecare zi de la ora 15 live. Pup. Zi frumoasă în continuare. Zici că e Jaxi. Zici că e Jaxi. La față zici că e Jaxi. Zici că e Jaxi. La față zici că e Jaxi. Zici că e Jaxi. La față zici că e Jaxi. Zici că e Jaxi. La față.